Deci noi și astăzi, împreună cu domnul Capo, v-am demonstrat consecvență. Așa cum nu am votat demisiile guvernelor anterioare, fie că era vorba de Gaburi și fie că era vorba de Stăreț, nici astăzi nu am votat demiterea guvernului Filip, chiar dacă noi nu l-am votat atunci când a fost în iarna acestui an. Și motivul principal a fost că nu dorim să facem joc populist în favoarea socialiștilor, care și această moțiune, dar și celelalte moțiuni simple, le fac doar pentru a se lansa în campanie de dragul acumulării unor dividende ieftine. Motivul principal al nostru este că nu dorim să aruncăm țara în haos. Nu dorim să venim când, acum când iată s-a conturat o normalizare, cel puțin cu PMI-ul, să creăm condițiile care ar putea să arunce țara și într-o situație de incapacitate de plată. Motive pentru a fi nemulțumiți în continuare de acest guvern și de această guvernare mai avem suficiente, în mod special în domeniul justiției, nu în zadar, în întrebarea pe care am formulat-o domnului prim-ministru, s-a referit în mod special la lipsa deocamdată a unei strategii pe justiție, nefinalizarea dialogului cu Uniunea Europeană. Aduceți-vă aminte că din decembrie, dacă nu mă înșel, 2015, delegația împreună cu guvernul au lansat acest proces de evaluare a instituțiilor de drept. 11 instituții au fost evaluate. În mai, comisia, delegația a venit cu aceste recomandări. Înțeleg de la experți independenți că există anumite sincope în aceste recomandări, anumite paralelisme, dar oricum, i-am solicitat primul ministru și asta am discutat apropo și la întâlnire de la Bruxelles cu comisarul Hahn, că e nevoie de urgentat elaborarea unei strategii